Bună seara, dragi români! Întrucât în contextul internațional problematicile legate de Israel sunt foarte de actualitate, ne-am gândit să abordăm în această seară tema relațiilor dintre România și Israel, a intereselor pe care le au cele două state, sau mai pe scurt, o problematică ce a fost abordată de foarte mulți erudiți din România în ultimii 200 de ani, chestiunea evreiască. Pentru această discuție l-am invitat pe domnul profesor universitar dr. Corvin Lupu. Bună seara, domnule profesor! Bună seara! Așadar, această problemă a fost pentru mulți foarte delicată. Au existat tot felul de comentarii, pro și contra, și v-aș ruga pentru emisiunea din această seară să aducem anumite clarificări. Dumneavoastră întotdeauna ați fost foarte obiectiv și chiar este necesar în această perioadă. Sunt o felul de discuții, vedeți proiectul AUR de a aduce 800.000 de evrei în România. Deci problematica e complexă. E complexă, într-adevăr. Dumneavoastră, domnule Atudore, ați realizat cu sprijinul televiziunii Global News o serie de emisiuni despre chestiunea evrească din România cu inegalabilul, a spune, adevărat cunoscător Ioan Roșca, cu de asemenea eruditul sociolog și colonel de sinteză informativă Vasile Zărnescu, care au făcut un istoric al problematicii, deși au vorbit mai multe ore, n-au epuizat tema. Mă scuzați, cred că e vorba de televiziunea DIS TV, unde mai activez. Aha, global. DIS TV, da. Da. Da, exact. Mă iertați, am confundat. Le-am văzut, dar n-am mai reținut la care post de televiziune ați făcut aceste emisiuni. Dar au fost, după părerea mea, foarte utile. Și eu, ca profesor, știți cum sunt profesorii, suntem un pic mai atenți la detalii, n-am sesizat, din punctul meu de vedere, niciun fel de eroare în afirmațiile celor doi valoroși cunoscători ai problematicii. Eu am să încerc astăzi să ridic problema aceasta, o chestiune mai veche din istoria României, acest proiect numit Israel în România, care, și apoi să discutăm o serie de lucruri de actualitate din aceste momente în care vorbim noi, care e situația raporturilor româno-evreiești, influențe România de astăzi. Aș vrea să vă spun că proiectul Israel în Europa, nu în România, a ajuns să se discute în cadrul oficial în timpul tratativelor de pace de la Paris din anul 1919, când, după cum este cunoscut, conducătorii statelor învingătoare în primul război mondial s-au întâlnit la Paris, fiind prezent acolo și președintele american Woodrow Wilson, care a rămas la Paris 6 luni de zile, cea mai lungă absență a unui președinte american de pe teritoriul Statelor Unite, atât de până atunci, cât și de atunci până astăzi. Niciodată un președinte n-a lipsit de la Casa Albă o vreme atât de îndelungată. Era înconjurat de regia, dacă se poate să afișăm și fotografia președintelui Wilson. El era înconjurat de un grup de experți mare, toți evrei, absolut toți erau evrei, și reprezentau interesele evreie și veniseră acolo atenți să promoveze maximum posibil din aceste interese. Păi era primul. Da, puteți continua, domn profesor, că David Lloyd George, care era și el însuși evreu,
Și acolo s-a președintele Wilson, bineînțeles la recomandarea consilierilor săi, a prezentat un plan de fondare a unui Israel european, care urma să cuprindă Galiția, Slovacia, Maramureșul întreg, deci și Maramureșul care îl avem astăzi în România și Maramureșul istoric din Dar Galiția, de la noi, de în ziua de astăzi nu se mai folosește termenul Galiția. La ce corespunde în prezent? La provincia poloneză Galiția. A, poloneză. Apoi Moldova întreagă. Când spun Moldova întreagă, mă refer la Moldova cuprinzând și Bucovina, care de fapt Bucovina a fost un termen artificial creat de austrieci când au ocupat-o. Bucovina în sine era partea de nord a Moldovei, care avea aceeași populație, aceeași limbă, aceeași cultură, aceleași tradiții, aceeași religie și așa mai departe. Și Basarabia. Deci Moldova întreagă, ceea ce am numit astăzi Moldova Românească, Republica Moldova, Buceacul și partea de nord a Bucovinei care se află sub ocupația Ucrainei. Și de asemenea o parte din Ucraina. Acesta trebuia să fie Israelul european. Capitala statului urma să fie la Lemberg. Proiectul a fost prezentat de președintele Statelor Unite, care avea o autoritate extraordinară. Statele Unite contribuiseră decisiv la victoria împotriva Germaniei și deveniseră dintr-o dată cea mai mare putere militară și cel mai important arbitru și pe teritoriul Europei. Până la primul să fac o observație, domnul profesor, o mențiune. E interesant că această decizie din 1919 venea la 2 ani după declarația Balfour, când se stabilise între guvernul Marii Britanii și familia Rothschild, reprezentantul masoneriei al evreimii mondiale, că cel mai important și acum și Palestina. Da. Din teritoriul pe care l-am menționat eu aici, doar o treime din populație era de origine evrească. Totuși era foarte mult o treime. Dar doar o treime, două treimi nu erau evrei. Și pentru a ca o treime să controleze și să supună și să stăpânească autoritar împotriva voinței lor celelalte două treimi de populație, care era de așteptat să fie nemulțumite că au fost rupte din trupurile statelor de care aparțineau pentru a se crea locale. Ar fi fost nevoie de un aparat administrativ, aparat represiv, aparat militar foarte mare și foarte costisitor. Woodrow Wilson a spus că asta e o problemă europeană și a cerut puterilor învingătoare în război europene să-și asume această susținere a statului evreu. Marea Britanie, deși condusă de un prim-ministru evreu, și Franța, prin Clemenceau, deci David Lloyd George cu Clemenceau, au declarat că nu pot să susțină financiar proiectul. Vreau să reamintesc telespectatorilor că Marea Britanie și Franța la sfârșitul primului război mondial erau epuizate total. Toate resursele, absolut toate resursele acestor două state au fost pierdute în război, epuizate. Nu mai aveau bani, nu mai aveau aur, nu mai aveau șeptel, nu mai aveau nimic. Sărăcie mare, suferiseră pierderi umane
foarte mari. Franța suferise și pierderi materiale mari, pentru că pe teritoriul ei s-au dat lupte. Ei, când s-a aflat la Casa Albă și în Congresul Statelor Unite că Marea Britanie și Franța nu pot susține nou stat evreu proiectat și că toate cheltuielile uriașe care urmau să fie vor fi în seama Statelor Unite, atunci dintr-o dată s-au revoltat nici în Statele Unite. Trebuie să menționăm că la nivelul anului 1919 evreii nu erau atât de influenți ca astăzi, nu erau chiar așa de puternici. Puterea lor a crescut constant și continuu. Când s-a aflat acest lucru, s-a pus veto, clar, nu, și proiectul a căzut. Aș vrea să fac o mențiune. Datorită acestui proiect, care pe moment a căzut prin opoziția congresmenilor americani, deci s-a împiedicat aplicarea practică a lui, dar nu s-a renunțat la idee. Din această cauză, vreau să vă spun că a avut un impact și asupra României problema. Lenin a fost foarte de acord ca Basarabia să se rupă din trupul Rusiei. Mai mult decât atât, avem dovezi și eu am acum pe rol și o să apară cât de curând o carte. Lenin însuși, domn profesor, fiind de etnie evreiască. Da, Lenin era evreu, sigur. Avem și imaginea regia cu Lenin. Așa. Am o carte în care voi explica mai detaliat ceea ce foarte pe scurt vă spun acum. Lenin l-a încurajat pe patriotul basarabian Pan Halipa să militeze pentru desprinderea Basarabiei de la Rusia și declararea autonomiei Basarabiei. Pentru că o țară micuță și autonomă ar fi fost ușor de acaparat de către nou stat evreu care era în proiect. Acest lucru ne-a ajutat pe noi, ne-a favorizat acordul lui Lenin a fost și a lui Trotsky, bineînțeles, a fost foarte important. Ei au fost de acord să renunțe la Basarabia în ideea statului evreu, dar în momentul în care aceiași oameni care au hotărât autonomia Basarabiei au hotărât și unirea cu România, deja s-a devenit supărare. Trece Basarabia la România. N-au mai putut accepta. Și o pierde statul evreu, nu mai poate alipi statul evreu. Și vreau să vă spun un lucru. Nerecunoașterea apartenenței Basarabiei la România, vreau să vă spun că Statele Unite nu au recunoscut niciodată apartenența Basarabiei la România, niciodată, nicio etapă istorică, s-a datorat tocmai existenței acestui proiect și au spus, bă, nu recunoaștem treaba asta, că noi vrem să le luăm, să o dăm acestui proiect. Deci am dorit să amintesc aceste lucruri. Da, aș vrea să subliniez, iată cât de important a fost influența evreiască și în URSS și în Statele Unite și nu de azi de ieri, ci de peste 100 de ani. Bolșevicii, bolșevismul în sine este o creație eminamente evreiască. Karl Marx a fost evreu, Engels evreu, Lenin evreu, Trotsky evreu, Zinoviev, Buharin, toți erau evrei. Iagoda, marele Iagoda. Revoluția bolșevică. Așa, toți erau evrei. De aceea nici nu putem face procesul comunismului în România. Nu ne lasă evrei. Pentru că poporul român ar fi vrut un proces al comunismului și al crimelor comunismului împotriva poporului român, dar nu s-a putut face.
După 89. Pentru că crimele le-au făcut ei. Cei care nu ne lasă să ne facem istoria. Vreau să vă spun că mai este un moment care a fost foarte important atunci și este puțin cunoscut. Deci spuneam mai devreme că aceasta a fost o cauză pentru care parlamentele Statelor Unite, Marii Britanii și Franței nu au recunoscut unirea Basarabiei cu România și mai mult decât atât. A mai apărut atunci o problemă care era legată tot de evrei. Marea Britanie și Franța, băncile Rothschild din cele două țări, știți că familia Rothschild are ramuri în Marea Britanie, în Franța și Statele Unite, au finanțat Rusia ca să-și creeze industria de armament de la Putilov, marea industrie din Urali. Dar Lenin, deși fusese ajutat de mari banchieri occidentali să ajungă la putere, nu a mai recunoscut această datorie față de băncile occidentale. Și a dispus anularea acestor datorii. Omul, după ce a ajuns la putere, a văzut ce mare, s-a trezit dintr-o dată, bolșevicii s-au trezit cu averea țarului, care era cel mai bogat om de pe pământ. Munți de aur și de bogăție acolo. E, atunci, guvernele Statelor Unite, Marii Britanii și Franței și Italiei l-au obligat pe Ionel Brătianu, primul ministru al României, să despăgubească băncile evreiești occidentale cu cota parte care era teritoriului Basarabiei. Deci ei n-au recunoscut apartenența Basarabiei la România, au recunoscut-o executiv, să zicem, au recunoscut-o conducătorii politici ai țărilor, dar parlamentele nu au votat. Ori în dreptul internațional producea efecte această recunoaștere a apartenenței Basarabiei la România doar în situația în care parlamentul vota aceste lucruri. Ele nu s-au votat și nu a fost recunoscută această unire. Da, cred că avem și o imagine cu Ionel Brătianu. Ionel Brătianu a protestat, arătând că banii aia nu s-au investit în Basarabia de către ruși. Mai mult, a arătat că o parte din bani au fost folosiți de aparatul represiv al țarului care a terorizat populația din Basarabia, mai ales pe români, pe etnicii români. Ionel Brătianu a explicat foarte clar aceste lucruri. Cu toate acestea, România a fost nevoită să plătească toate sumele stabilite de băncile occidentale evreiești și în perioada anilor 1900 s-au plătit aceste sume de către guvernul român într-o perioadă în care în țara noastră era sărăcie, soldații noștri luptau în opinci și mâncau mămăligă în cazarmă. Vă rog, mai ziceți odată perioada, că s-a întrerupt puțin. Între 1922 și 26 am plătit acești bani. Deci eu am făcut o referire la acest proiect care cuprindea o mare parte din România, cum am văzut. Maramureșul întreg, Bucovina, Moldova de la noi și Basarabia, care ar fi trebuit să facă parte. Ulterior, dumneavoastră știți că s-a schimbat proiectul și până la urmă
n-au găsit alte soluții și s-au îndreptat spre Palestina și, după cum este cunoscut, în anul 1948 Israelul s-a creat pe teritoriul Palestinei. Vreau să vă întreb ceva. În perioada asta, 22-26, numai România a plătit sau și alte state care erau vizate de proiectul Israel? Și alții au plătit. Băncile evreiești au profitat și... Au luat de la toți. Au luat de la toată lumea. Acum vreau să vă spun un alt lucru. Trecem în actualitate, în zilele noastre. Cu mulți ani în urmă, printre proiectele pe care le-am înființat eu la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, au fost și acele programe de studii de securitate restricționate pentru civili, care erau deschise pentru ofițerii de armată, de informații și militare și ai altor servicii, pentru Ministerul de Interne, Inspectoratul General al Poliției Române și Jandarmeria Română, program separat. Unul din programe era realizat în cooperare cu Direcția Generală de Informație a Apărării și la un moment dat m-au rugat să facem niște București. În fine, nu prea e în regulă să ne facem acolo, rectorul nu era de acord să facem orele în București. Până la urmă am făcut un compromis, ofițerii aia erau ofițeri operativi care nu prea aveau timp să lipsească cu zilele de la servici ca să vină la ore în Sibiu. Și eu, pe răspunderea mea, am zis, bine, domnule, mergem la București și le facem orele acolo. Și trimiteau după mine o mașină care mă lua, o mai luam și pe nevastă mea, și mă duceam, făceam orele acolo în București, mă întorceam. Și venea un ofițer așa mai deștept, cu o mașină a Direcției Generale de Informație a Apărării. Și la un moment dat am ajuns în București mai repede, nu mai știu exact cum era, vreo 10 ani de atunci. Și a zis, domn profesor, nu vreți să vă arăt ceva interesant în Pipera? Ce să-mi arăt, măi omule? Să vedeți ce au făcut evreii aici. Hai și arată. Și m-a băgat într-un cartier nou, în Pipera, blocuri mari, nu era mișcare, nu erau mașini pe acolo. În fiecare curte, fiecare bloc avea curte, avea și garduri, erau oameni de pază din o firmă privată de pază, ceva din ăștia de security private, care ne priveau cu suspiciune, nu era nimeni, nu locuia nimeni acolo. Spunea domn profesor, astea sunt făcute de evrei. Sunt apartamente gata, finalizate, terminate. La cheie. Înăuntru e tot absolut, și șervețelele pe masă, și veselă, și cearceafuri, și lenjerie, tot, și își așteaptă viitor locatar. E un cartier întreg, dar era imens. După aia zice, uitați, vedeți, străzile astea sunt cu barieră toate, dar e domeniul public. Nu-mi venea să cred, domnule. Toate străzile erau blocate de bariere. În Pipera, la noi, în România, în București, capitala țării. Am înțeles că au mai făcut și acum am prezentat. El mi-a spus atunci, acum 10 ani, mi-a zis că în Galați ar fi iară tot așa un cartier mare făcut acolo. El zice, domn profesor, dacă vreți vă bag pe străzile astea să vedeți ce e aici, e o nebunie, zice. Păi zic, cum să treci? Zice, eu am o telecomandă mai specială cu care pot să deschid toate barierele astea. El avea și o autorizație pe parbriz, nu mai țin minte exact ce scria pe ea, dar în orice caz avea o autorizație de nu-l opreau ăștia.
Și atunci am văzut, într-adevăr, și mi-a sărit gândul imediat la proiectul Israel în România. Și zic, dar pentru ce le fac? Ce le fac pentru ca să se mute aici un număr mare de evrei. Asta a fost un element. O componentă, un element. Apoi un alt element îmi vine acum în gând acea veche zicală românească. Spune-mi pe cine n-am voie să critic ca să știu cine mă conduce. Corect. Vedeți dumneavoastră, prin ordonanța 31/2002 făcută de minoritarul etnic Adrian Năstase și apoi prin legea 217/2015 făcută de minoritarul Iohannis, pentru că minoritarii ne-au decis nouă și ne decid și astăzi soarta, criticile la adresa sau semnalarea unor fenomene din istoria României care nu convin comunității evrei sunt asimilate antisemitismul. Iar ordonanța și legea 217 prevăd sancțiuni antisemitice și pentru nerecunoașterea presupusului holocaust de care vorbesc ei, până la închisoare, până la pedeapsa cu închisoarea. Eu și cei care mă cunosc știu că am avut plăcerea, în ghilimele, de a mă confrunta cu comunitatea internațională evrească în justiție, fiind acționat în anul 2005, acum 18 ani, de către Muzeul Memorial al Holocaustului din Washington și Federația Comunităților Evreiești din România mi-au avut plângere penală și au vrut să mă bage la închisoare. Pentru ce afirmații? Că aș fi negat presupusul lor Holocaust din România despre care vorbesc ei. Da, și Vasile Zărnescu la fel, care a fost colonel SRI. Și domnul colonel Zărnescu a pățit-o la fel, el a fost condamnat, după aceea Curtea de Apel l-a achitat. I-a dat avertisment. Da. Eu am fost martor în procesul domnului colonel Zărnescu. Da, și domnul Ion Coja. Da. Acum, un alt, deci... Legea asta s-a dat pur și simplu pentru a îngenunchea pe români în fața evreilor, pentru a-i învinovăți și a început cu legea și apoi cu ceea ce s-a întâmplat deja, introducerea istoriei Holocaustului ca materie în școli, ducerea profesorilor de istorie la reciclare în Israel, la Yad Vashem, îi duce acolo să îi recicleze. Deși dați-mi voie să menționez, domnul profesor, că în anul 2011 Shimon Peres, aflat în vizită oficială în România, a declarat public de la tribuna guvernului că mulțumim României, românilor, că au salvat 400.000 de evrei de la Holocaust. Da, degeaba. Astea... Degeaba. Ei o țin pe a lor. E un dialog al surzilor. Mari personalități evreiești au mulțumit mereu românilor, iar dacă vedeți cum îl primeau șefii comunităților mondiale și pe Ceaușescu Nicolae când mergea în Statele Unite, inclusiv Rockefeller când l-a primit, s-a întâlnit în New York, i-a spus, excelență, Excelența voastră, domnule președinte, vă rog să transmiteți din partea mea poporului român mulțumirile noastre ale evreimii mondiale pentru felul în care s-au comportat cu evrei în al doilea război mondial. Este consemnată afirmația asta? În toată perioada lui Nicolae Ceaușescu,
Nu și-a permis niciun evreu, nici Statele Unite, nici Marea Britanie, nimenea să adreseze poporului român cea mai mică insultă sau cea mai mică acuzație de a fi săvârșit genocid sau alte nebunii care le spun ei acum. Dar după 89 au întors foaia. Da, am rămas ai nimănui. Am rămas ai nimănui și acum ne fac toate relu. Deci asta a fost o altă chestiune. Acum vreau să vă spun ceva deosebit de grav și acum fac o dezvăluire cu caracter informativ pe care nu știe opinia publică. Rezidența CIA din București, care era cea mai influentă agenție americană din România, șeful rezidenței CIA era mai influent și decât ambasadorul, a fost mutată la Sofia. A fost mutată la Sofia mai demult. Dar nu știe, poporul român nu știe. Pentru că nu-i se spun lucrurile importante. Și atribuțiile ei au fost preluate de rezidența Mossad din București, care ia decizii în numele Statelor Unite. Am spus ceva foarte important. Am notat. Am spus ceva foarte, foarte important. Dacă îmi permiteți, o să repet, pentru că repetiția e mama învățăturii. Rezidența CIA din București a fost mutată la Sofia și atribuțiile au fost preluate de Mossad în București, care ia decizii în numele SUA. Corect. Corect. Mergem mai departe. Mergem mai departe. Nu de mult, chiar în luna octombrie, înainte de a pleca în China, m-a căutat la Sibiu și a insistat să ne întâlnim o personalitate foarte importantă, cel mai celebru medic de etnie română din lume. Celebru doctor Cristian Răchitan din New York. Avem și o imagine, regia, vă rog, dacă se poate. Am să spun telespectatorilor câte nu toată lumea îl cunoaște. Domnul doctor Cristian Răchitan e originar de lângă Turnul Severin, dintr-un sat de acolo, de chiar primul sat de lângă Turnul Severin. Și în anul 1986... o domnișoară din garda președintelui Ronald Reagan s-a dus la Nicolae Ceaușescu pentru că a avut o misiune de curierat. I-a lucrat la Secret Service și i-a transmis președintelui Ceaușescu un mesaj secret din partea președintelui. De multe ori președinții Statelor Unite, când nu doresc să apeleze la serviciu diplomatic sau n-au încredere sau la serviciile secrete, folosesc persoane din garda lor personală pentru misiuni de curierat. Și domnișoara aceasta, la rolul aia Ceaușescu, era foarte tânără, este domnul doctor Răchitan în imagine, să îl dea pe domnul doctor Răchitan. Și a spus lui Nicolae Ceaușescu că vrea să mărite cu el. Și Ceaușescu a spus, vrei să te măriți cu el? Da, eu nu mă împotrivesc, îi dau pașaport, îi dau tot, îi las să plece cu tine în America. Și a plecat în America. Nu s-au căsătorit până la urmă, dar președintele Ronald Reagan este cunoscut, avea foarte multe boli. Și îl consultau tot felul de medici, unele situații le-a rezolvat, altele mai puțin, și la un moment dat această domnișoară, care avea și misiunea de a supraveghea medicii în timp ce îl consultau, nu îi lăsau pe medici singuri, să nu se întâmple ce era să pățească Stalin când
medicii evrei au vrut să-l omoare în 1952. Până la urmă l-au și omorât. L-au omorât alții, că pe medici, medicii evrei s-au turnat între ei și au fost prinși. Complotul a fost dejucat. Dar domnișoara aceasta i-a spus președintele: domnule președinte, iubitul meu e un medic extraordinar de bun. Lăsați-l să vă consulte, domnule. Și a zis: adu-l în coace. Doctorul Răchitania găsi niște probleme mai grele pe care medicii americani nu le-au clarificat. Le-a găsit și remediu și a devenit celebru dintr-o dată. L-a făcut președintele celebru. Când le-a spus președintele, l-a spus la Casa Albă ce a pățit, că uite, a venit un doctor care l-a rezolvat cu două probleme, tot guvernul american a venit la el. După aceea tot Hollywood-ul. Dacă vedeți că și pe internet o să-l găsiți pe acolo, că este supranumit medicul vedetelor de la Hollywood. Acum, de exemplu, în luna octombrie, îl trata pe Rudolph Giuliani, fostul primar al New Yorkului, care are iară niște boli, și îl tratează el. A devenit foarte celebru. A devenit cu medicina naturistă, cu lucruri de genul. Și foarte bogat a devenit. El mi-a spus mie că nu. M-a consultat și pe mine, nu te întreabă nimeni, dar mi-a spus toate bolile care le-am avut în viața mea. Deci chiar e bun. Are niște simțuri teribile. Mie mi-a spus că nici nu mai ia bani pe consultații, că nu-i mai trebuie bani. L-au băgat și în politică. Ronald Reagan i-a spus: băi, băiatule, te vii la noi, la Republican, doar nu o să te duci la adversarii noi. Și l-au implicat în campanii electorale. Și eu l-am întrebat: domnul doctor, am ținut o conferință împreună cu dânsul la Sibiu, amândoi, după care am ținut-o la armată și un colonel de acolo de la armată cu încă cineva au dat o masă. Și la masa aia povestii mai multe. Și l-am întrebat: domnul doctor, cum ați influențat, cum v-ați implicat în alegeri? Ce să faceți dumneavoastră în alegeri? Să mergeți acolo ca medic? Nu, domne. Și eu în campanie electorală dădeam telefoane la vedetele de la Hollywood pe care le tratam eu și le spuneam să-și pună tot suporterii să voteze cu republicanii. Și ce eu cu un telefon făceam rost de mii de voturi. Și, în fine, a fost implicat și în politică. Și acum este un susținător al Partidului Republican convins. Și Giuliani e cu Trump. Dânsul a venit însoțit de un domn colonel care lucrează într-o frontieră a României. Și acolo s-au iscat niște discuții. Și ca să vă spun una din confirmările la ce v-am afirmat anterior. Eu, vorbind la un moment dat, discutând cu dânsul și cu un colonel de armată de la noi, activ, m-am referit la CIA cu ceva. Și la FBI. Domnul doctor Răchitan ne-a spus tuturor clar: domne, eu știu cum merg treburile în Statele Unite, pentru că eu m-am învârtit și mă învârt numai în cercurile de vârf ale guvernului american. Uitați de CIA și uitați de FBI. Mossad-ul este cel care dirigează lucrurile în lumea serviciilor secrete americane. Extraordinar. Deci o afirmație grea. La care domnul colonel, care al nostru, tot activ, care îl însoțea, spune: are dreptate, domnul doctor. Iar eu îl întreb. Eu îi ascultam pe ei, nu m-am băgat eu în discuție, am vrut să le aud părerile.
Și am zis, dar tu de unde știi că are dreptate domnul doctor? Păi zice, domnul profesor, la noi în frontieră trec și din interiorul României spre exterior și intră în țară mereu agenți ai CIA, ai FBI și ai Mossad. Agenții, ofițerii CIA și FBI, când ajung în frontieră, se dau jos din mașină, ne dau pașaportul și deschid ei portbagajul ca să vedem ce au în mașină. Ofițerii de la Mossad numai ne arată gulerul că sunt de acolo și trec mai departe. Nu ne dau nici acte și nu deschid nici portbagajul. Nu știm cu ce intră în țară, nu știm cu ce ies din țară. Au altă trecere. Și atenție ce spun. Noi n-am primit niciodată ordin să nu-i controlăm pe cei de la CIA și FBI. În schimb, am primit ordin că pe cei de la Mossad să nu-i controlăm. Din mici, tragi concluzii mari. Din lucruri mici, tragi concluzii mari. Vreau să mai adaug și eu ceva, domn profesor. Se știe că niciun președinte american nu ajunge să candideze fără lobby-ul evreiesc AIPAC. De asemenea, Nancy Pelosi, care a fost reprezentanta Camerei, cum au ei acolo, în Parlamentul lor, Congres, spunea că mai degrabă s-ar prăbuși această clădire decât să încetăm noi sprijinul pentru Israel. Da. Deci v-am mai dat un clișeu privitor la influența evreiască în România. Vă mai dau încă unul. În București, în incinta teatrului evreiesc, se află liceul Lauder. Poartă numele celebrului miliardar evreu Lauder. Avem și imagine. Care are și proprietăți în mass media românească, nu știu, că nu vreau să vă fac probleme cu CNA-ul, că e acolo un alt etnic evreu pe nume Mircea Toma, care taie și spânzură și dă amenzi la toată lumea. Așa. Liceul Lauder are clase, este miliardarul Lauder. Da, da, da. Are clase în care sunt numai etnici evrei, unii dintre ei veniți din Israel, alții din țară, fac limba română intensiv, să o vorbească absolut perfect și gramatical și ca accent și literar. Și sunt clase, clase de drept, unde toți elevii de acolo sunt pregătiți intensiv ca să facă facultatea de drept și apoi Institutul Național al Magistraturii și să devină procuror și judecător. Deci formare de cadre. Formare de cadre evreiești, atenție, absolut tuturor și celor care aduce de afară și celor de aici li se dau nume românești. Nimeni nu mai își poartă numele evreu. Această deghizare se deghizează în român. Mie mi se pare imorală. Bineînțeles, nu sunt legi care să interzică acest lucru, dar mai au clasă de administrație publică, unde pregătesc viitorii funcționari de stat, și clasă de diplomație pentru viitorii diplomați ai României. Spunea domnul Ioan Roșcan că inițial... Eu cred că e o secundă suficient. Vreau să fac o mențiune. Da, deci, vă rog. Inițial a fost o grădiniță, pe urmă a transformat în școală, în liceu și acum a ajuns focarul unde se creează diplomați pentru România. Toți diplomații au trecut prin această școală. Eu am considerat că e important să spunem poporului român aceste lucruri și opiniei publice. Se știe, pentru că poporul român a fost foarte neatent în multe împrejurări.
Acum, foarte recent, săptămâna cealaltă, trecută, într-o zi m-a sunat doamna senator Șoșoacă și mi-a spus, era seara pe la 7, nu mai știu cât era, și mi-a spus doamna senator că la 6 fără 10, deci înainte de a pleca ei acasă, a fost anunțat că a doua zi au hotărât conducerile camerelor, a Senatului și a Camerei Deputaților, că se întrunește Parlamentul în plen, camerele reunite, în ședință secretă. Eu spun, doamna senator, stați un pic, doamne, de la 1866 până astăzi n-a fost nicio ședință secretă în Parlament și nu poate fi. Nu există ședință secretă. Parlamentul nu-i CSAT, Parlamentul nu-i SRI, Parlamentul nu-i... Reprezentantul poporului. Nu-i SIE. Acolo sunt reprezentanții poporului, ăla e transparență totală. Poporul trebuie să știe, de-aia eu v-o trimis pe dumneavoastră acolo ca să afle tot ce se vorbește și exact. Să hotărăște. Nu există ședință secretă. Doamna senator zice, da, aveți dreptate. Păi zic, primul lucru, nu puteți accepta să mergeți, că dânsa mi-a dat telefon să ceară părerea. Cum să mergeți la ședință secretă la Parlament? E stupid! E o nebunie! Au făcut-o când era încă Iohannis în sejurul lui prin Africa, era pe la safari, pe la girafe, pe acolo. Deci lipsea președintele din țară. Și am întrebat, dar care e subiectul? Ce ședință secretă? Camerele reunite urmează să voteze o hotărâre a Parlamentului prin care România se declară de partea Israelului în conflictul cu palestinienii, cu Hamasul și cu ăștia. Da, da. Păi zic, păi stați un pic, doamna senator. Păi ați uitat că a fost vot la ONU și România s-a abținut. România s-a abținut, n-a fost de partea nimănui, așa s-a hotărât. Dar vedeți dumneavoastră, sunt niște lupte aici. Sunt niște lupte. Și am să mă refer un pic la ele. Vă rog. Scurt, că nu știu cât timp mai avem. Vă spun imediat. Avem 20 de minute. Mai avem 20 de minute, deci putem. Și atunci doamna senator și-a dat seama că zic, doamne, stați un pic. Păi dacă luați această hotărâre, Parlamentul care e forul suprem, înseamnă că dumneavoastră anulați votul României de la ONU, care a fost un vot de neutralitate. Exact. Un vot de abținere. Păi dumneavoastră nu puteți face treaba asta. Pentru că răspunzător direct de politica externă a României este președintele României, așa scrie la Constituție. Dar e intenționat, probabil, ca să-l menajeze pe el, eu sunt convins că el știa, președintele. De el a zis, domne, se face când ești eu pe la girafe prin Africa. N-am văzut, n-am știut. E, din fericire, până la urmă s-a dat numai așa, nu s-a luat nicio hotărâre. A fost o ceartă mare pe acolo, pentru că au fost niște oameni responsabili care l-au contra pe domnul, îi spun domn, dar nu știu dacă, în fine, pe domnul deputat Wexler. O să vă spun care... cine. Au fost patru parlamentari. Diana Șoșoacă, domnul Gian Roman, generalul Roman și domnul Gian Roman, Mihai Lasca. Un om serios. Eu
cunosc de când era comandantul armatei a doua. Săptămâna viitoare facem emisiune cu el. Foarte bine faceți. Mihai Lasca. Și domnul Lasca. Da. Ce se întâmplă? Nu s-a luat până la urmă această hotărâre, dar faptul că se intenționează să aducă și Parlamentul în ședință secretă. Totul se face împotriva poporului român, domne, și lumea nu-și dă seama, lumea e neatentă, domne. De aceea eu simt nevoia să-mi fac datoria de cetățean și asta e menirea noastră, mai ales... Da, îi se ascunde adevărul poporului român. Da. Vedeți, dumneavoastră, acum sunt și lupte aici. Luptele dintre ei, dintre evrei, că sunt grupările, gruparea evreiască conservatoare, care în Israel îl are în frunte pe primul ministru Netanyahu, care este, are partener principal Partidul Republican, și gruparea globalistă evreiască a marilor bancheri, care lucrează și controlează cu maximă autoritate Partidul Democrat. Vedeți, dumneavoastră, că lumea credea în România că domnul Iohannis, marele domn Iohannis, l-a destituit pe Edi Helvig de la SRI. Nici vorbă. L-a destituit Mossadu, pentru că domnul Helvig, ca și domnul ambasador Muraru de la Washington, fac parte din, să zicem, grupare, să nu folosim cuvântul gașcă, că nu e frumos, nu e academic. Da. Așa, din gruparea conservatori. Soroșisto, rothschildiană, în timp ce șefii rezidenței Mossad din București sunt conservatori de lui Netanyahu. Aha. Soros și cu Rothschild i-au făcut lui Netanyahu toate demonstrațiile încercând să-l răstoarne de la putere. Au fost luni de zile de demonstrații zilnice la Tel Aviv să-l dea jos, ca să nu-l poată ajuta pe Donald Trump și Partidul Republican. Iar Eddie Helvig lucra cu ei. Și cei care își aduc aminte de discursul de acum o lună al lui Helvig, vă ruga regia poza cu domnul criticat pe Netanyahu și a spus că toate relele din Israel se datoresc primului ministru Netanyahu, dovedește această afiliență la. Și ați văzut și dumneavoastră că și acum, cu ocazia vizitei la Washington, domnul Ciolacu, care a simțit și, sau poate că are informații, și știe tot ce am spus eu astăzi aici, domnul Ciolacu nu l-a mai luat pe ambasadorul Muraru cu el prin peregrinările de acolo, ceea ce a trezit reacția ambasadorului Muraru, care era supărat că nu l-a auzit, n-a auzit tot ce a vorbit Ciolacu cu diversi tipi, pentru că el probabil avea misiunea să știe tot ce vorbește Ciolacu. Și... Dar vedeți, ăștia sunt angajații statului român, care nu știu cât lucrează pentru statul român, că nu se vede că lucrează pentru statul român. Da, e eufemistic, ați spus. Eu dar aș vrea să spun că aceste clișee pe care le-am prezentat astăzi, da, în imagine este Eduard Helvig. Directorul Helvig, fostul director Helvig. Aș vrea să spun că acest proiect merge înainte. Vine în România astăzi, la ora la care vorbim, în fiecare zi, și nu ni se dau cifre nimic, vin mii și mii și mii și mii de evrei care își cer cetățenie română. Unii nici nu știu limba română, nu știu nimic, dar li se dă imediat cetățenia română. Apartamentele îi așteaptă. Apartamentele îi așteaptă. Vreau să vă spun că eu am rugat-o pe doamna senator Șoșoacă mai demult și dânsa... Am rugat-o să
fac o interpelare și să ceară, domne, cât străini sunt pe Predoiu, i-a răspuns că toți străinii din România sunt români și nu îi poate deosebi de ceilalți. Deci ne bagă o apă și un pământ, etnia română nici nu mai există, deci suntem toți la fel. Da, în privința asta vreau să recomand un articol scris de domnul Cornel Dan Niculae, apărut acum două zile în revista Incorrect Politic, în care exact fenomenul ăsta este analizat în detaliu. Bun. Acum vin, își iau întâi cetățenia, primul lucru. După ce și-au luat cetățenia, se duc la judecătorii, fiecare pe unde se stabilește în țară, și fac acțiuni în constatare. Așa se numește în dreptul civil, acțiuni în constatare. Ei cer să se constate că sunt urmași ai evreilor care au fost deportați în Transnistria în timpul celui de-al doilea război mondial. Legea a fost făcută pentru ei ca să se dea pensii și din asta. Beneficiază din fericire și amăreții de români care au suferit în gulagul iudeo-bolșevic. Păi, și urmașii celor care zic că au și urmașii stașilor pe care i-a deportat Stalin în Rusia. Afectați de Holocaust. Urmașii lor pensii. Urmașii, pensie 700 de lei pe an. Din 41, 44, 41, 42, 43, 44 ani, ori 700, 2800 pe lună pensie de urmași. Cum e legea? Legea e foarte laxă. Ea prevede, domne, dacă cetățeanul urmaș al celui deportat în Transnistria nu mai deține acte, poate să facă dovada că e urmaș al unui om care a suferit în Holocaust cu doi martori. Atât prevede legea. Și omul vine cu doi prieteni la judecătorie și prietenii lui spun: domne, pe acest domn îl cheamă Sonnenfeld, dar el este urmașul lui Breitenstein, care a fost dus în Basarabia și îl găsiți pe listele elea. Vă spun eu. Și criminalul Antonescu l-a dus pe Breitenstein în Transnistria și a furat și actele criminalului Antonescu și nu are acte, dar noi știm acest lucru și am venit să depunem aici jurământ. Și gata, s-a rezolvat. S-a rezolvat. Instanța constată calitatea lui de urmaș al celor care au suferit în Transnistria. Și cu această calitate să-și face dosarul, să duce direct la agenția de plăți și primește pensia. O să plătim, deja plătim sume uriașe, nu vrea nimeni să ne spună, doamna Șoșoacă s-a luptat să-l spună, dar Predoiu i-a dat peste nas. Nu știm câte zeci de mii, câte sute de mii, câte ce... Cert e un lucru, poporul român îngenunchiat, supus de minoritari etnici, de alogeni, de toți veneticii care au călcat pământul acestei țări, le plătește acum pensii tuturor. Și fiindcă veni vorba de evrei, hai să nu îi uităm pe germani, să zică cineva că noi avem cu evrei, că suntem antisemiți. Nu suntem antisemiți, noi ținem cu românii și constatăm că românii sunt oprimați în țara lor. Germanii au fost deportați în Uniunea Sovietică ca urmare a hotărârii lui Iosif Stalin. Această hotărâre a fost comunicată României în ziua de 12 septembrie 1944 la Moscova, unde se găsea delegația română care a încheiat armistițiu cu Națiunile Unite, cu Statele Unite, Marea Britanie și Uniunea Sovietică. Armistițiu s-a încheiat la Moscova. Cu această ocazie li s-a spus un lucru. Molotov le-a spus.
Ministrul de externe al nostru era celebru Gheorghe Tătărescu, fost prim-ministru al României și cel mai important om în delegație era Lucrețiu Pătrășcanu, era cel mai important că el era comunist și fiind membru al Partidului Comunist din ilegalitate, normal că era agreat la Moscova. Și le-a spus așa Molotov: măi românilor, toți germanii din România au fost de partea lui Hitler. Nu ați avut opozanța lui Hitler. Majoritatea au luptat în SS și doar puțini în Wehrmacht, cei care n-au fost primiți în SS din diverse motive. De dosar, de cine știe ce. Toți germanii din România trebuie să participe la reconstrucția Uniunii Sovietice care a fost distrusă de germani și de voi, de români. Ăștia, noi eram țară învinsă și ocupată militar. Armata Roșie era aici. Ca urmare acestei situații, în luna octombrie și noiembrie, prim-ministrul generalul Sănătescu era prim-ministru României atunci, el a încercat să tragă de timp cu germanii, n-a știut cum face treaba, dar n-a mai putut că a fost urgentat să pună în aplicare ordinul lui Stalin și Convenția de armistițiu, în care s-a specificat această obligație a României. Și în luna decembrie 1944 și ianuarie 45 au plecat 70.000 de germani din 850.000 cât erau în total în România. Dar au plecat numai 70.000. Dar s-a și făceau copii, făceau 4, 5, 6 copii. Și au mulți urmași. Veți râde, sunt mai mulți urmași sași care au pensii decât urmași ai pușcăriașilor din România. La 6 martie 45 a devenit prim-ministru al României Petru Groza, un avocat bogat, influent, puternic, o personalitate. Petru Groza i-a spus generalului sovietic Susaikov, vicepreședinte al Comisiei Aliate de Control a României, deci până la tratatul de pace de la Paris, România a fost sub controlul unei comisii aliate, care făceau parte americani, britanici și sovietici. Și a spus generalului Susaikov: tovarășe general Susaikov, eu nu mai sunt de acord să-i trimitem pe germani în Uniunea Sovietică. Și România e distrusă de război. E sărăcită, e distrusă, e făcută. Noi avem nevoie de germani să-i punem la muncă la noi. Și a spus: trebuie să vorbiți cu tovarășul Stalin. Pentru că ordinul vine de la dânsul. Ei bine, Petru Groza a luat legătura cu tovarășul Stalin și tovarășul Stalin a spus: bine, țineți-l la voi, dar puneți-l la treabă. Nimeni nu i-a mulțumit vreodată lui Petru Groza că i-a salvat pe atâția zeci de mii de germani de a fi trimiși acolo. Nerecunoștința a fost totală. Ce să mai vorbim de faptul că România a fost țara care, singura țară, care nu i-a dat afară pe germani din România. Reamintesc telespectatorilor noștri că Polonia, Ungaria, Iugoslavia, Cehoslovacia au dat afară din țară toți germanii. I-au suit în tren și i-au dus în Germania și i-au descărcat pe câmpul gol. Noi am păstrat aici, le-am dat toate drepturile. După ce a ajuns Ceaușescu la putere, i-a pus și în funcții de conducere. Noi la Sibiu am avut prim-secretar SAS, prim-secretar de partid, șef de județ, care a fost după aceea și ministru plin la Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale și a gestionării fondurilor fixe. Și mulți alții,
șeful securității la Sibiu, 15 ani a fost colonelul Mișandre Sas. Și mai era un element, domnul profesor. Despăgubirile după război pe care Germania ar fi trebuit să le dea României au fost anulate, deși un profesor, ați povestit în altă emisiune, da, a venit cu documente și a arătat. Da. Dar vreau să vă spun altceva. Când Germania s-a ridicat și a ajuns dezvoltată, au vrut să plece. I-am lăsat să plece, domn. Le-am luat niște bani doar pentru studii, pentru școală. Sănătatea n-au plătit-o. Ceaușescu le-a spus cancelarilor germani: domne, vă luăm niște bani pentru că noi cheltuim cu acești oameni ca să-i ridicăm și pentru economia României e o pierdere. Și viața socială, economică, e o pierdere că pleacă niște oameni pe care noi i-am școlarizat, i-am pregătit, i-am dezvoltat. Zice, pentru sănătate nu vă luăm nimic. Și să știți că la noi, de când se naște copilul și până la moarte, toată sănătatea e gratis. Iar după 90 au venit și au început să plângă, să spună că noi românii i-am vândut la bucată. Este o atitudine și aceasta antiromânească și este și falsă și este demnă de tot disprețul din punctul meu de vedere ca simplu cetățean o vorbesc. Și au început să preia clădiri retrocedate. Iată situația în care ne găsim acum și în care am ajuns acum. Și aceste lucruri se întâmplă în condițiile în care avem o datorie absolut uriașă. Nu putem plăti dobânzile, nimeni nu spune acest adevăr. Noi pentru a plăti dobânzile la împrumuturi trebuie să ne împrumutăm de fiecare dată. Anul acesta, până în luna august, guvernul a luat împrumut 14,5 miliarde. În septembrie a anunțat și cred că vă aduceți aminte că avem o gaură de 40 de miliarde de lei în buget. 40 de miliarde de lei înseamnă 8 miliarde de euro, că e 5 lei euro. 8 miliarde cu 14,5 fac 22,5 și până la sfârșitul anului eu vă garantez că datoria acumulată numai anul acesta cu cele mai mari dobânzi din lume de 25 de miliarde. 25 de miliarde pe an. Asta este absolut fabulos. Deci e un colaps. Și accelerat. Și dobânzile trecute, anul trecut am plătit 7,5 miliarde de euro dobânzi, acum vor crește cu dobânzile aferente noi sume care am menționat-o anterior, iar noi ne împrumutăm de fiecare dată ca să plătim aceste dobânzi. Și le plătim pensii la toți străinii, la toți veneticii care au profitat de prăbușirea României în 22 decembrie. E foarte grav. Pentru finalul emisiunii, domn profesor, o întrebare pe care o auzim foarte des de la telespectatorii noștri, pe scurt. Care e soluția? Ce e de făcut? O asemenea discuție nu putem face într-un final de omisiune. Soluția este, în primul rând, să ne conștientizăm, să conștientizăm faptul că suntem pe drumul greșit și e foarte greu să recunoști acest lucru. Să recunoaștem un adevăr, că regimul euroatlantic în România a dat faliment, că dacă nu recunoaștem realitatea în care ne găsim, nu putem vindeca boală. Dacă avem o rană la mână și punem numai leucoplast și o acoperim cu leucoplast, așa, rana aia, nu se va vindeca. Cu alte cuvinte, ne-a dus la faliment, nu că regimul a dat faliment. Ne-a dus la faliment. Și
Asta este o realitate. Iar cămătarii noștri care ne-au împrumutat cu datoria la care m-am referit anterior, au venit în România și eu am rămas uimit că nimeni n-a sesizat și nu s-a comentat ce au spus delegația Fondului Monetar Internațional când au fost aici în octombrie. Au spus să fiscalizăm mai atent întreprinderile mici și să-i lăsăm în pace pe cei mari, că e foarte important că au mulți angajați. Incredibil, ce tupeu! Deci, atenție! Este absolut vizibil, eu de aceea și văd reacții foarte puține în media, cum a televiziunea aceasta e una liberă, cât va mai fi, eu ce știu, până când Doamne ajută. Îl strâng de cap pe patron, ce știu ce o să-i facă, și probabil că i-au mai închis o televiziune din câte știu eu. Da, mă rog, nu mai intrăm în detalii. Da, așa. Dar aceasta e liberă. Dar nimeni nu comentează problemele astea atât de grave în care ne găsim noi acum. Da, deci primul pas ar fi conștientizarea, apoi să vedem poate în alegerile viitoare să ajungă în sfârșit în guvern, în parlament, mai mulți patrioți naționaliști. Dacă putem să le facem libere. Dacă putem. Că dacă nu putem să asigurăm securitatea alegerilor, n-am făcut nimic. E și contextul internațional, deci, sunt alegeri în Statele Unite, da, în alte locuri. Dacă putem să facem în așa fel încât ori să nu mai facă militarii alegerile și să numere voturile, STS-ul. ori STS-ul să acționeze în folosul adevărului și poporului și da, să le numere corect. Pentru că cu vise nu rezolvă nimic. N-au fost corecte. Trebuie pârghii de forță. Că s-a aflat și că în 2000, cu cât a fost furat Vadim, s-a aflat și că în 2004 a câștigat Năstase și l-au scos pe Băsescu. S-a aflat că în 2009 a câștigat Joane și l-au scos iar. Deci s-au aflat multe. Deci ne punem speranțe nu în acest tip de alegeri, ci ne punem speranțe în niște alegeri în care să fie asigurată corectitudinea și securitatea alegerilor. Da, în sfârșit, o să mai discutăm lucrurile astea. Pentru atenție, nu vreau să depășim timpul emisiunii. V-am prezentat pe scurt niște clișee. Eu consider că am spus niște lucruri foarte importante. Într-adevăr. Și foarte grave pentru țara noastră. Niște lucruri triste. Da, rugăm telespectatorii, lucru pe care îl facem rar, să distribuie această emisiune, pentru că trebuie să aflăm, acesta este primul pas, dragi români. Dacă nu suntem conștienți de situația în care ne găsim, nici nu putem reacționa. Așa că măcar atât, să înțelegem care este adevărul, în ce situație ne aflăm și apoi vedem cum ne organizăm. Sunt oameni ca domnul Corvin Lupu și alții care, din fericire, au rămas patrioți și au foarte multe cunoștințe și știu exact ce trebuie făcut. Cu aceasta o să încheiem. Domnul profesor Corvin Lupu, vă mulțumim foarte mult pentru prezența în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi telespectatori, să ne revedem cu bine. La revedere!